A plecat văzând cu ochii de la Poli și s-a antrenat cu Universitatea Cluj, echipă menegeriată de Ana Maria Prodan. Într-un final, după lungi așteptări, Dorin Goga și-a găsit în sfârșit echipă. Atacantul a semnat pe 3 sezoane cu Rapid. Fotbalistul a fost dorit la gruparea giuleșteană de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, care l-a avut elev și la Timișoara. Singura vedetă rămasă la Poli cu cel mai mare salar a plecat gratis. Achiziționat pentru aproximativ 1,5 milioane de euro în 2008 de la U Cluj, Dorin Goga a ajuns prin contract la un salariu de peste 300.000 de euro în ultimul an. Aceeași leafă pe care anunță presa centrală o va primi și de la George Copos.